Complexul atrăgător pe care îl vedem ridicându-se deasupra dealului găzduiește acum un institut tehnic și o școală primară cu peste 500 de elevi din Nazaret și din regiunile învecinate. Dar povestea sa începe cu vizita succesorului lui Don Bosco, părintele Michel Rua, la Nazaret. Acesta, din urmă, văzând munca unui tânăr preot, părintele Antonio Belloni, cu copiii orfani, a decis să deschidă un cămin salezian. Era 1896 când a fost deschis primul orfelinat, cu o capelă mică deja dedicată lui Iisus, adolescent. Charlotte de Cevilli, văduva comandantului Leon Foch, a fost cea care și-a pus la dispoziție moștenirea pentru a construi sanctuarul lui Iisus adolescent, considerat cel mai bun exemplu de gotic modern din întregul Orient Mijlociu. Inspirat de viața pură și simplă a Sfintei Familii aici în Nazaret, reprezentată și în pietrele albe ale clădirii și în austeritatea ornamentelor. Potrivit părintelui Munirel Rai, directorul Operei Salezine din Nazaret, anul de comemorare se încheie cu mulțumiri comunității locale, care în ciuda dificultăților întâmpinate a rămas prezentă pentru nevoile bisericii, cum ar fi înlocuirea altarului, calea crucii, noul sistem de sunet și iluminat. Iisus ne-a binecuvântat cu multe lucruri frumoase, dar cel mai frumos lucru este că în fiecare sărbătoare, în fiecare experiență pe care am avut-o, comunitatea și oamenii au fost foarte uniți și au ajutat foarte mult. Acesta este sentimentul că unitatea și serviciul, în opinia mea, sunt de asemenea haruri de la Domnul. Este un dar și aceasta este binecuvântarea adolescentului Iisus. La Sfânta Liturghie de Încheiere de duminică 15 septembrie, prezidată de Preafericirea sa, cardinalul Pier Battista Pizzaballa, au fost prezenți reprezentanții ai Bisericii Catolice din Galileea, care s-au adunat pentru a mulțumi pentru 100 de ani de templu spiritual, care este construit în fiecare credincios și în fiecare copil, adolescent și tânăr, care a putut să se întâlnească cu Hristos prin carisma saleziană. Sunt colaborator salezian și ajutor în corul bisericii. Aș dori să le urez salezienilor din lume să îi iubească și să fie mereu alături de tineri, așa cum a dorit Don Bosco. In questa occasione di centenario di questa basilica vogliamo augurare a tutti i salesiani. Dorim să le urăm tuturor salezienilor care îi au mereu în vedere pe tineri să fie semne ale prezenței lui Iisus, nu numai aici în Nazaret, ci și în întreaga lume, în viața fiecăruia. Așadar, nu doar bazilica, ci și în interiorul lor trebuie să păstreze acest spirit, spiritul lui Iisus adolescent, Iisus care, cu o iubire copilărească, se dăruiește tuturor celorlalți. La mulți ani, sărbătoare fericită! Tanti auguri, buona festa! Voglio augurare molta felicità prima di tutto. În primul rând, aș dori să urez multă fericire și apoi aș dori să exprim mulțumirile bisericii locale față de salezieni pentru munca frumoasă pe care o fac. Ei au o carismă specială cu tinerii, cu copiii, pe care au păstrat-o până astăzi. Le doresc să continue această activitate, deoarece tinerii noștri au nevoie să fie însoțiți, iubiți și încurajați în viață. Accompagnati, amati, incoraggiati nella vita. Sono stati molto bravi salesiani in questi 100 anni. Salesienii au fost foarte buni în această sută de ani în evangelizare, în modelarea prezenței creștine aici în Nazaret. Avem nevoie de ei acum, în următoarea sută de ani, în care există atât de multe provocări, atât de multe probleme, pentru a fi la fel de buni în găsirea de noi forme de evangelizare, astfel încât tinerii să-L poată cunoaște mereu pe Iisus și să se îndrăgostească de El.